Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Conferința de astăzi, la care participăm eu, Angela Munteanu Bojou, ca consilier municipal din partea fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău și colega mea, Zinaida Popa, consilieră la aceleași fracțiuni, este despre problemele legate de alimentația în instituțiile de învățământ general. Subiectul de azi este extrem de important și de aceea rugăm pe toți cei care nu sunt indiferenți de sănătatea și siguranța copiilor noștri să atragă mare atenție la ceea ce vom spune în această conferință. Dar să începem cu începutul. Tradițional, la final de an, pentru următorul an sunt organizate licitații pentru achizițiile serviciilor de alimentație a copiilor în instituțiile de învățământ. Tot tradițional, licitațiile sunt organizate de către direcțiile de educație din sectoare. Și cât de paradoxal, dar la fel de tradițional, asemenea licitații sunt câștigate de cele 5 combinate școlare, întreprinderi municipale, care până mai ieri erau unicile câștigătoare a licitațiilor în sectoarele din municipiul Chișinău. În total, în oraș, avem 5 asemenea combinate, una pentru fiecare sector. Această regulă de a câștiga anume aceste combinate școlare e posibilă pentru că în fiecare an, în caietul de sarcini publicat, era indicată o condiție obligatorie pe care trebuia să o îndeplinească potențialul prestator de serviciu și anume experiența în alimentația copiilor numai mică de 5 ani. Lucrurile însă s-au schimbat odată cu venirea în fruntea primăriei a primarului general Ion Ciban. Și acest lucru se vede că a fost foarte bine regizat de conducerea primăriei, nu este vorba doar de o coincidență neplăcută. Dar pentru a fi mai clar, vom lua toate lucrurile pe rând, așa cum au evoluat. Mai întâi, prin dispoziția primarului general Ion Ciban, a fost numit director interimar al Peței Centrale, domnul Pândea. Ulterior, în toamna anului trecut, combinatul alimentar școlar de pe lângă întreprinderea municipală Piața Centrală anunță că nu mai vrea să presteze servicii de alimentare a copiilor. Înțelegeți? Nu vi se pare straniu? O întreprindere municipală care refuză să asigure serviciile pentru care a fost creată. Bună administrare face domnul primar Ion Ciban. Ulterior, este publicat caietul de sarcini pentru achizițiile acestor servicii. Și aici vă rog mare atenție. În cazul a 4 sectoare, caietul prevede expres condiția că participanții la licitație trebuie să aibă cei 5 ani de experiență în procesul de alimentare a copiilor. În cazul sectorului centru însă, de care este responsabil întreprinderea combinatul alimentar școlar de pe lângă întreprinderea municipală Piața Centrală, condiția dată este exclusă. Și în final, este organizată licitația, iar unicul participant și câștigător a acestei licitații este compania Pontemix SRL, iar valoarea contractului este de aproape 14 milioane de lei. Acum, când este clar că această licitație a fost totalmente trucată, este timpul să discutăm și despre ce reprezintă această companie și care sunt riscurile pentru copiii noștri în acest context. Conform documentelor prezentate de compania Pontemix SRL, ea activează în baza unui acord de asociere cu UA Pontem cu sediul la Vilnius. Companie care și-a început activitatea în Republica Moldova în 2019, odată cu semnarea unei hotărâri de guvern de către guvernul Filip, prin care i s-a dat undă verde companiei Pontem într-un proiect pilot. Vreau să menționez că această hotărâre de guvern a fost contrasemnată și de miniștrii de atunci de Educație, Sănătate și Finanțelor, Monica Babuc, Silvia Radu și Ion Chicu. E important de menționat că în 2016 această companie Pontem a intrat și pe piața Ucrainei și a reușit să facă concurență dură companiilor locale. Succesul acesta fiind posibil inclusiv datorită susținerii deschise din partea președintelui de atunci, Petru Poroșenko.
Același scenariu s-a aplicat și în Republica Moldova în octombrie 2018, când premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu reprezentantul companiei care se ocupă cu proiectele de investiții ale SRL Ponte. Întâmplător sau nu, la doar câteva săptămâni după această întrevedere, compania Pontem câștigă din prima cel mai mare contract din acel an de prestare de servicii alimentare în 66 de instituții de educație timpurie, primară, gimnazială și liceală din raionul Strășeni. De menționat că în Lituania această companie a fost inclusă într-o listă neagră pentru că a furnizat lapte ce nu corespundea normelor de alimentație. Iar publicația Delphi din Lituania vorbea și despre un scandal legat de evaziunea fiscală. Curios este faptul că până ajunge la Strășeni, această companie a mai participat la două licitații organizate de către Direcția Generală Educației și Tineret și Sport din Chișinău, dar a fost descalificată, deși oferta era cea mai atractivă din punct de vedere financiar la acel moment. Motivul invocat de autoritatea contractantă a fost lipsa parțială a documentației în limba română, dar și ascunderea rapoartelor financiare, care ar demonstra capacitatea de a executa astfel de contracte. Circumstanțele intrării pe piața moldovenească a acestei companii, Pontem, dar și absența participării altor agenți economici în cadrul licitațiilor organizate de Direcția Educație Centru, sugerează faptul că această companie a fost oarecum sprijinită și de această dată și se creează impresia că aceste licitații au fost organizate exclusiv pentru ei, chiar și în condițiile în care această companie nu are claritate la capitolul numărul de angajați, deținerea de depozite și experiența și infrastructura necesară. Interesant este faptul că compania Pontem XRL are un capital social de doar 10.000, dintre care 20% sunt deținute de către Dorin Ciurea, președintele Uniunii Producătorilor din Industria Avicolă din Republica Moldova, iar 80% de către un agent economic din Lituania. În final, este foarte important să vă povestim și să menționăm despre meniul pe care îl oferă această companie elevilor din Strășeni. Spre exemplu, marți avem salată de varză, ciorbă de varză și seara varză înăbușită. Miercuri, salată de sfeclă, ciorbă cu sfeclă roșie și seara vinegret cu sfeclă. În aceste condiții, cert rămâne faptul că în spatele unor declarații aprinse de luptă cu corupția nu este altceva decât interesul de a schimba beneficiarii acestor scheme corupționale, iar licitația organizată de Direcția Educației a sectorului centru este un argument în plus în acest sens. Reieșind din cele menționate, solicităm primarului Ion Ceban în cel mai scurt timp să realizeze o anchetă internă privind modul în care s-a organizat și desfășurat licitația pentru atribuirea contractului pentru alimentația elevilor din instituțiile de învățământ din sectorul centru. De asemenea, solicităm în termen de maxim 3 săptămâni să vină cu un raport în cadrul ședinții Consiliului Municipal Chișinău în care se explice de ce combinatul alimentar școlar pe lângă întreprinderea municipală Piața Centrală, o instituție municipală, a refuzat să presteze serviciu pentru municipiu. De ce direcția a organizat și a acceptat o licitație cu vădite încălcări a principiilor concurențiale și, în final, să vină cu o soluție clară și viabilă pentru asigurarea unei alimentații sănătoase a copiilor noștri. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Dacă sunt întrebări, dă-i briefing-ul în așa. Mersi! O zi bună să aveți!